Salutare, bine, ce mai faceți? Dacă una dintre noi o să râdă, cealaltă trebuie să-i deseneze ceva pe față. Mă, ce slab din partea noastră! Era pe manele, ce n-a sau pe manele? Ok, îmi pare rău, dar asta înseamnă că trebuie să ne desenăm ceva pe față. Eu o să încerc să nu mai râd pentru că nu știu să desenez pe față. Okay. Deci să nu fie o prostie, evident. Îți dau un indiciu, este o persoană dragă mie. Nu știu ce, chiar nu pot să-mi dau seama ce a scris. Uite-te! Și eu vreau să scriu asta! Trebuie să mă gândesc la ceva acum. Gata, știu ce să scriu. Deci, în videoclipul ăsta, o să fac ca Ioana să arate gen ca un trapper de la din America. Cu face touch și așa mai departe. Facem prima oară o lacrimă, pentru că Ioana ești tocmai ești din pușcărie, din Columbia. Stai! New tattoo! Se vede? Dragut? Tu! Bă, eu n-aș fi râs la asta, dar ai vorbit tu și... Mie okay, nu mi s-a părut amuzant. Te las să mă desenezi doar tu. Mie nu mi s-a părut amuzant. Chiar nu mi s-a părut, dar am râs pentru că eres tu. Nu râde. New face tattoo. Este strâmbă. Este strâmbă, doamne. Te mai machiezi așa? Da. Nu pot, las te fără. Nu a fost amuzant. De el. Da, exact. Mie mi s-a părut amuzant. E o broască, hilară, dar mie nu vine să râd. Dar stai puțin, tu ai râs. Nu, ți s-a părut. Bine, hai, o iertăm. Mulțumesc. N-am râs. Be fair, Linda Carson, ABC7, would you not eat my pants? Bă! Tu... Nu ne putem desena gen care râde prima, okay. Nimic simplu. Ok, acum eu o să o transform pe Neguiță în Flavius J. Nu! Poftim. Din nou ai care mănânc microfonul ăsta. Mănânci. Normal is boring. Mama, mama ta când vine acasă și vede că n-ai decongelat puiul din congelator. Îmbrăcat într-o bluză verde și green screen-ul i-a luat bluza. Deci are un craniu la cap. Nu știu. Gen intenționat sau... Uite acolo jos, arată că multe școli sunt închise din cauza vremii. Ce se întâmplă? Ce tare. Asta e bună la TV? Gen... Bă, cred că da. Pa. Bă. De ce cârnatul ăsta dansează? Cârnatul dansează. Când am murit. Travis, I was curious, speaking about pants here, how do you keep your pants up when you're performing? It's incredible. Belt. Ai râs! Bă, deci, cu toate că tu știai că o să spun asta. Păi de asta mi s-a părut amuzant. Nu știu, vă, nu-i se pare amuzantă fața lui Travis, că nu-i pasă de nimeni. Când ia cineva un interviu, poate să fie oricine din lumea asta, nu știu, Obama, Trump, el tot va arăta așa. Nu e voie să-mi faci, am deja mustață. Sper să-și dea cu tigaia în cap. Noi două! Când filmează Andrei vlog, știi să apărem. Eu! Când am căzut în generală și am dat... deci mă grăbeam să ajung la ore și m-a lăsat bodyguardul să intru pe... cum se cheamă? Poarta de profesor, nu? Da. Și am dat cu dinții, gen, am căzut pe scări după ce că mai și grăbeam și am intrat pe acolo. Erau profesori afară și m-au văzut cum am căzut și am dat cu dinții de scări. Da, doamne. Îmi pare rău pentru tine, dar este momentul să-ți dăm un nose piercing. Da, mereu mi-am dorit. Mulțumesc. Mama, tata, dacă vă uitați la videoul ăsta, vreau să mă lăsați să-mi fac fișe pe nas. Nu am râs, stai. N-a fost așa funny, ba ai râs. A fost puțin funny, dar n-am vrut să râd că... Nu contează, ai făcut asta. Ce no, mi-ai scris? No regrets. Îl știu. Pixar mom. She looking good. Why is she so thick though? Bob Duncan. Asta arată ca Bob Duncan. Dar chiar arată ca Bob Duncan. Nu știu cât zic tu voi faci la Baftă Charlie, pentru că aparent... Era pe fratul meu. Da. Ok. Nu pot.
Ar trebui să încercăm și noi. Vrei să încercăm și noi? Asta. Da. Da, tu stai pe scaun. Ia. Tu stai pe scaun. Bine. Are genuțe. Is that a chicken? Nu cred. Nu mai așteptam la asta. Bine că au luat-o și pe interzis, ai văzut? Da. Mă rog. Mă rog. Nu le-am cu șofată. Ce copil malefic. O femeie drăguță. Ce, oare ce poate să fie amuzant? Nu taci, că n-aud. Dar nu mă înțelegi oricum că vorbește în limba ei. Ba, știu limba. Ce zice ea? Arată topoganul. Ia traduc, traduc. Ia, traduc. Haideți cu mine pe topogan. Asta zice. Ai râs? Negoiță, a râs. E câinele cântător. O să-ți fac o sprânceană unică. Am și o întrebare. Am o întrebare. De ce eu m-am chinuit să te fac să arăți bine? Acolo faci tu baie. La nămol, uite. Cum merită asta? Așa arată când am... Hamster meu cu trei picioare. Bă, din negoiță avea un hamster cu trei picioare care a făcut pipi pe mine odată. Ioana a descoperit de ziua mea care are trei picioare și am plâns rău. A venit la mine și a zis, da, hamster, doar body positivity, negoiță. Da, trebuie să ne mai găsim, că am tot râs. Adevărat, adevărat. Andrei ăla de pe margine, care nici măcar nu ne bagă în seamă, uite ăsta. Da, 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 și rotarul care e ăla de acolo, din stânga, din colț. Adevărat. Mamă, dar sărată. Mamă, dar o zboară. Ia uite, oameni fotbaliști. Uite, un om scund. Tu. Da, eu. Eu sunt. I just zoned out. Da, nici eu. Nu înțeleg ce se întâmplă. Eu nu știu regulile de la acest joc. Sim, e joc de băieți. Adevărat. Trebuie ca niște băieți. Bă, în final, eu sunt destul de clean, curat, arăt destul de ok. Așa, acesta este rezultatul final. Trebuie să mă bărbieresc. Deci sperăm că v-a plăcut acest videoclip și că ați râs alături de noi. Dacă vreți să mai vedeți... Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri cu noi două, lăsați un comentariu și spuneți-ne și dați like. Deci dați-ne like dacă vreți să mai fac videoclipuri de reacții cu Negoiță. Cu Maria Negoiță. Dați și subscribe, vă rog, și follow pe Instagramurile noastre, Ioana Sfinxu și Maria Negoiță. Vă urăm o zi încântătoare și la revedere. Nu uitați să râdeți, pentru că viața este distractivă. Pa!